Aseară, după un egal cu Puran și o victorie în meciul cu Conțești, echipa din Alexandria s-a calificat în semifinalele Cupei PNL Telorman la fotbal. Este prima semifinalistă a turneului, dar șanse mari de calificare o au și echipele Vârtoape, Buzescu și Bragadiru. Cum au fost partidele de astăzi? Ați terminat meciurile din grupe? Pentru noi, PNL Alexandria, da, astăzi s-au terminat meciurile din grupă și, din fericire, au fost meciurile cele mai grele. Am câștigat cu Conțești și am făcut egal cu Puraniu, ceea ce ne rezervă un loc în semifinale. Duminică vă așteptăm la orele 17 la Nanov pentru turneul final. Sperați să ajungeți și în finală? Dacă a intrat într-o competiție, sperăm să o câștigăm, nu să ajungem doar în finală. Echipa din Vârtoape are deja 4 victorii după meciul de aseară, când s-a impus în fața celor de la Balaci cu 9-2. Vârtoape mai are 2 meciuri grele cu alte 2 favorite, Buzescu și Bragadiru. Tot aseară, echipa din Nanova a învins Seaca cu 5-1. Mai sunt de disputat câteva meciuri în grupe și semifinalistele se vor întâlni duminică tot pe terenul din Nanov, când se va disputa și finala Cupei PNL Telorman.